Cetatea emblema Devei este acum în șantier. Acolo sunt chiar două fronturi de lucru. Unul privind reabilitarea monumentului istoric în interiorul incintei 1, lucrarea fiind una de durată, iar cel de-al doilea vizează înlocuirea telecabinei care transportă turiștii pe cetate. Conform lui Irinel Faur, directorul Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva, instituție aflată în subordinea directă a Consiliului Local din reședința de județ, lucrările la telecabine se vor încheia în prima jumătate a acestui an. Situația este în lucru, sunt două șantiere. Unul este la telecabina, a sosit noua telecabină, sperăm că până la începutul sezonului din acest an să funcționeze noua telecabină, o telecabină modernă, o telecabină cu o dimensiune dublă față de telecabina veche. Și al doilea șantier este reabilitarea incintei 1 a cetății, acolo unde se lucrează de zor. N-aș putea să vă spun când se vor gata toate aceste investiții, dar odată ce au început ne face să privim cu încredere la momentul în care vor fi finalizate și ne vom bucura cu toți, atât noi locuitorii municipiului Deva, cât și turiștii care sunt sigur că vor veni într-un număr cât mai mare să urce pe cetate cu noatele cabine și să se bucure de restaurarea incintei 1 a cetății. Pe parcursul lucrărilor de la incinta 1, publicul nu are acces în zona în care este organizat șantierul, dar restul cetății poate fi vizitat.